Cine, ce și cum a inspirat-o, ne spune imediat Valeria Lungu, este alături de noi, o salutăm! Bine ai venit! Bună! Păpășică, mică, Barbie girl! Ia loc pe canapea! Este al doilea videoclip din carieră deja! Da! Da, solo! Că te-ai mai filmat în videoclipurile lui Mami! Da! Și cum a fost pentru tine realizarea acestui videoclip? Experiența acestui videoclip a fost mult mai puternic decât celălalt sau, în general, toate la un loc. Probabil din cauza sentimentelor, din cauza mesajului, din cauza ceea ce voiam eu să transmit și, în general, așa, un amalgam de emoții. Cam asta a fost. Emoții frumoase ai acum că te-ai mutat și la casa ta. Da. Ești deja o domnișoară împlinită, ai cuibușorul tău, nu trebuie să te mai muți din chirie de aici. O să mă mai mut la un moment dat. Ei, într-o casă mai mare. Da, da, da. Acum stau într-un apartament, vreau o casă cu curte, cu de toate, cu mulți copii, cu absolut tot. Cum a fost perioada de acomodare? Pentru că este foarte, foarte greu să-ți faci reparație, să faci cumpărături. În câte luni te-ai văzut la tine acasă? Foarte rapid. Da? Rapid, da, mai complicat a fost cu mobila. Nu n-am știut, efectiv n-am știut. Îi ziceam lui mama, zic ok, mă mut și efectiv îmi iau o saltea și dor pe o saltea să mi-aduc toate lucrurile aia. Și mama, nu, ce ai nebunit? Hai să mergem să cumpărăm. Și am zis ok, dar vreau dressing. Mama, nu-ți faci dressing. Eu zic, ba da, vreau dressing. Trebuie să am unde să-mi pun toate lucrurile, că n-am altfel. Și mama, na bine, hai. Și mama a venit intenționat în București pentru mine, ca să mergem împreună, pentru că eu, efectiv, fără mama nu mă descurc. Hai că la decor, la tot felul de chestii de genul ăsta, da. Dar la mobilă și cum să o pun prin casă, nu prea. Draga mea, la anteriorul videoclip au fost comentarii de toate felurile. Le-ai citit? Da. Da? Le citesc pe toate. Eu zic că să mai citești de aici și să reacționezi la ele. Să știi că le-am citit. Le-ai citit? Și pe astea le-am citit. Și pe astea le-ai citit. Și pe astea le-am citit. Ia, citește și spune ce mesaj ai pentru oamenii așa, care vin cu așa comentarii. De frumoasă ești frumoasă, de deșteaptă tot frumoasă ești. Mă, măcar bine că atât am zis la Dumnezeu. Așa, ai putea să faci un vlog în care nu vorbești? Da, pozele sunt la dispoziția ta. Aș aprecia mai mult și nu doar eu, ci și limba și literatura română. Mulțumesc! E, pot să-ți vorbesc în rusă, dacă vrei, da. Dar asta... tu citești cărți, citești mult. Da. Dar fiecare cu cartea lui. La ce îl duce capul? Daniela, Daniela, dați-mi voie, crati-mă, te rog frumos, să mă lămăiesc o leacă. Lămăiește-te. Tu, dacă vrei să te lămăiești, lămăiește-te, dar să scrii cu cratimă, te rog. Și eu, uite, uneori scriu cu cratimă. Și îți scriu comentarii. Și îmi dau hate lumea, măcar tu să scrii dacă tot vrei să te lămăiești. La ce doctor îți faci buzele? Nu știu, dar tu la ce doctor vrei să-ți pui silicone? Mamă! Ce bună e, ce bună e fata asta! A reacționat exprompt, fără organizare prealabilă. Și dar eu le citesc acasă și le comentez, da? În capul meu și zic că ok, cool. Lumea este obișnuită să dea cu hate și atunci noi mai mult iubim să zicem... Ce rău. Știi că bă, bobul ăsta al tău nu prea e drept. Exact. Deci să zici, bă, arăți bine, mă, frumos, mă bucur pentru tine. Nu, hate la fiecare pas, vedem orice e rău, niciodată nu vedem ce e bine sau să spunem cumva un lucru bun de dimineață. Nu, dacă e să ne certăm cu cineva, acolo suntem primii. Sunt obișnuită. Am în spate o experiență de o emisiune întreagă în care asta se făcea și cumva mă uit foarte chill. Adică astea... sunt așa, floare la ureche, pe lângă cele... Comentarii frumoase! Exact, astea sunt așa, comentarii frumoase. La ce mesaje kilometrice primeam de la unele doamne, femei de vârsta a treia, de du-te... Pip, pip, pip! Nu mi-am imaginat în viața mea ce comentariu poate să dea o femeie de 60 de ani și câte înjurături și în ce mod și în România se și... Bă... Au școală de înjurături. Da, acolo. Exact. Dacă zici una la cineva în limba engleză de toate treburile astea, zici... Ce? Tu la mama, la fratele, la morți? Ce? Nu. No.
Așa că mi-am luat eu mult hate la viața mea. Dar au fost și oameni care te-au apreciat. Bravo pentru această producție. Eu mă bucur și pentru cariera ta muzicală. Este o dorință. Muzica pe care o fac acum și care urmează să o lansez, eu am tot spus de ea, dar probabil nu eram atât de pregătită să iasă deocamdată. Și acum este muzica pe care o trăiesc în sufletul meu și care nu e neapărat trebuie să stea la toate radiourile, să bag banii ea, să ajungă topuri. Nu, vreau să asculte oamenii care trăiesc prin asta. E așa o piesă de mood, de stare și de sentiment. Și dacă aveți o stare cândva, așa că puteți să intrați să vă uitați la piesa mea, să o ascultați, puteți să-mi dai și tag, nu mă supăr. Deci, în aceste clipe, nu putem da tag pentru că suntem la TV, dar dacă o faceți pe pagina noastră de Facebook, distribuiți această producție. Haideți să admirăm videoclipul de stare, de emoție, de sentimente al Valeriei Lungu. Să-i admirăm povestea rară. Ușa mea închisă, dragoste ce nu mi-ai promis, tu ai luat-o, ai luat-o. Doi copii într-o casă se joacă până ajung să se plac, apoi pleacă. Ceva